găsit la emisiunea Vocile Iașiului. Se întâmplă foarte multe evenimente, chiar în timp ce discutăm, în timp ce vedem știrile, sunt proteste, au fost proteste în timp de 7 zile. Acesta este subiectul principal care practic a ținut prima pagina a ziarelor, primele jurnalele de televiziunilor, dar și atenția lumii întregi, aș spune, având în vedere modul în care s-a răspândit, în special protestele în creștere de săptămâna trecută și cel de duminică. Discutăm despre ce problematică ridică acest eveniment major în România după 1990 și despre modalitățile de a ieși din acest impas politico-social, putem să găsim mai multe fațete ale sale. Discutăm împreună cu Pavel Lucescu, consultant politic. Bine ați revenit la emisiunea Vocile Iașului. Bine, am găsit. Protestele au plecat încă dinainte de celebra de acum ordonanță de urgență cu numărul 13, și vizau exact acest lucru, un fel de atenționare către guvern să nu dea o astfel de ordonanță care privește grațierea, amnistia, în principal slăbirea luptei anticorupție, așa cum a fost catalogată de foarte mulți. Care ar putea fi o explicație? De ce totuși guvernul, văzând protestele, văzând aceste solicitări, trece peste ele și ia acea decizie în acea noapte, lucru iarăși contestat de foarte mulți, pentru trecerea acestor ordonanțe? Bun, s-a vorbit foarte mult despre motivul, s-au comentat foarte mult despre motivul pentru care Dragnea, să zicem, da, și cei din jurul lui, care nu reprezintă PSD-ul în totalitate, cu siguranță, asta vedem deja acum, au făcut ce au făcut, și anume s-au încăpățânat să dea acea, să scoată peste noapte, într-o noapte, exact, ordonanța de urgență numărul 13, acum celebră, pe seama unei disperări. Da? Dragnea, dincolo de faptul că a fost condamnat deja odată, e drept cu suspendare, mai are un dosar în lucru pentru abuz în serviciu, care este foarte, s-ar putea încheia foarte rapid. În această primăvară se speculează. Da, da, chiar luna asta are termen, 14, dacă nu mă înșel. Are un termen în dosar. Ori, printre aceste modificări conținute de ordonanța 13, se află și dezincriminarea abuzului în serviciu. Adică exact pe dosarul lui. Dar tema abuzului în serviciu, oricum, este mult mai largă și atinge foarte, foarte mare parte din ceea ce înseamnă clasa politică. Și aici nu vorbim doar de PSD. PSD, la PSD sunt cei mai mulți, cei care au tot interesul ca acest abuz în serviciu să fie relaxat. Să nu mai poate fi agățat așa ușor cu abuzul în serviciu. Și atunci, plecând de la cazul personal, interesul personal al domnului Dragnea, el a știut, cum știm cu toții, că interesul lui este împărtășit de foarte, foarte mult și nu doar de cei de la PSD, de politicieni mă refer. Dar ce deci s-a întâmplat? Deci el a mizat pe o coalizare transpartinică în jurul acestei idei, evident susținut și de televiziunile prietene și așa mai departe. Dar ce s-a întâmplat? Ce e indignat atât de mulți, pe atât de mulți oameni, încât am ajuns să avem cele mai ample proteste? Știți care? Aici, după părerea mea, domnul Dragnea și cei care l-au consiliat în legătură cu posibile, pentru că atunci când iei o decizie politică, cum a fost asta cu ordonanții, sunt convins că s-au discutat între ei scenarii de evoluție. Ce s-ar putea întâmpla cu? Ce tip de opoziție vom întâmpina? Vor ieși oamenii în stradă? Nu vor ieși? După urmă, au ajuns la o concluzie greșită, pe un scenariu greșit, pentru că n-au înțeles un lucru. Vă aduc aminte, în ultimii 2-3 ani, propaganda împotriva DNA a crescut foarte mult. Există în interiorul opiniei publice
în ultimii doar a crescut foarte mult suspiciunea măcar, dacă nu opoziția, suspiciunea legată de lupta anticorupție și de DNA. Și teoria binom. Binom, exact. SRI, DNA, abuzuri și așa mai, abuzuri ale procurorilor și așa mai departe. Deci terenul a fost pregătit în ultimii 2-3 ani, așa încât ei și-au zis, Dragnea și că trebuie să culegem roadele. Hai să culegem roadele. Ieșim cu asta, lumea nu va ieși în stradă pentru că deja oamenii sunt suspicioși în legătură cu lupta. Și avem și în spate votul din 11 decembrie. Avem și votul și așa mai departe. Calculul a fost greșit dintr-un motiv foarte simplu. Oamenii nu sunt împotriva luptei cu corupția. Ceea ce a făcut cu această ordonanță, cu acest gest, domnul Dragnea, a făcut decât să relanseze tema anticorupției în România. Ea era pe cale să se stingă, dar când ieși cu asemenea, deci a fost o greșeală de strategie clară, când ieși cu asemenea temă, atât la miezul nopții, ordonanță de urgență, cu prevederi, la limita bunului simț, ca să nu zic a legalității, constituționalității și așa mai departe, din momentul ăla tu n-ai făcut decât să confirm că toată lupta cu corupția a meritat dovadă reacția lor acum, când încearcă să o submineze. Deci n-au făcut decât să relanseze tema și să confirme că într-adevăr lupta cu corupția are adversari puternici. Deci și că merită să lupți cu ei. Asta a fost greșeală. Este o temă, anticorupție este o temă atât de populară în continuare în România și acum vedem, bineînțeles, acest lucru, dar întreb acest lucru gândindu-ne puțin la momentul în care eram înainte de a se lua decizia, hotărârea introducerii ordonanței și spun acest lucru, întrebarea mea, de mai înainte o dublez de faptul că au mai fost astfel de decizii pe care guvernanții le-au luat fără dezbateri, fără... Dar nu atât de grave. Și lumea nu s-a indignat atât de mult. Nu atât de grave. Am mai întrebat dacă sunt lupta cu corupția, dacă mai e atât de populară. Ea exista undeva în subtext, ca să zic așa. Da? Pentru că, hai să fim serioși, câți, în afară de cei care sunt interesați, care fac propagandă și mai departe, care sunt plătiți, în afară de cei, hai să zicem, manipulați, care nu sunt neapărat foarte mulți, în ciuda aparențelor. Totuși, eu cred că marea majoritate a românilor nu vor corupție în România. Deci nu văd cum ar putea să vrea. Și văd pozitiv acțiunea și activitatea DNA. Până la aceste ordonanțe, lumea era împărțită, cum spuneam, unii erau deja suspicioși, își puneau problema totuși, ok, luptăm cu corupția, dar atenție și la cei care luptă cu corupția, la DNA și nu știu ce, la SRI, că și acolo e o problemă. Exact. Da? Domnul Dragnea, făcând chestia asta, am mai spus și înainte, o repet, făcând chestia asta, n-a făcut decât să confirme suspiciunile că există într-adevăr în PSD, că există oameni care acum au ajuns la guvernare, care chiar luptă care se opun luptei cu corupție. Asta a fost o dovadă. Ei n-au făcut decât să se dea de gol, dacă vreți. Ce se întâmplă acum? Care ar putea fi soluțiile și în ce postură se află guvernul? Am văzut discursul președintelui astăzi în care spune demisia doar a ministrului sau demiterea ministrului justiției și retragerea ordonanței, și aici e o altă discuție, dacă ar putea să intre în vigoare până la urmă sau nu, dar discutăm despre guvern și despre proteste. Demisia unui ministru spune că ar fi prea puțin, un alegeri anticipate ar fi mult prea mult. Bine, președintele a delimitat, în primul rând, a delimitat cumva teritoriul de discurs. Da? Pentru că până la acest discurs al domnului președinte Iohannis, pe piață, de când au început protestele, a început să apară foarte puternic ideea conspiraționistă că protestele vizează, de fapt, nu acea ordonanță, nu lupta cu corupția, ci scoaterea PSD-ului de la guvernare. Pe scurt, președintele instigă la căderea guvernului. Nu vrem
strada nu vrea și nici eu nu vrem ca PSD-ul să plece la guvernare. Asta a spus președintele astăzi, da. Clar, în Parlament. Nu este cazul unei discuții despre alegeri anticipate, că asta ar însemna, printre altele, ar putea să însemne. Nu, vrem doar ca PSD să guverneze pe baza a ceea ce a promis în campanie și cu care a câștigat alegeri. Cu alte cuvinte, asta este ceea ce este normal să se întâmple. Acum putem discuta despre variante. Președintele nu era, după părerea mea, ar fi făcut o greșeală să vină cu o soluție. În primul rând că nu este rolul lui. Deși a sugerat o soluție, spunând că dacă nu veți ajunge voi, PSD-ul, la o soluție de guvernare corectă, pe baza ceea ce ați promis, atunci vă voi vedea obligat să invit la consultări pentru a vedea cum putem rezolva împreună. Deci s-a delimitat de poziția de președinte care dă soluții. La consultări, ce s-ar putea Ceea ce este foarte important. La cine se află practic soluția? La PSD? În ce fel? Președintele a dat, evident că a trimis către PSD. Eu cred același lucru. Întâmplător, vorbesc de multe zile și cu prieteni despre acest lucru și le spun mereu, soluția la criză o are tot PSD. Există doar în PSD. Pentru că Dragnea, forța lui Dragnea, stă în PSD. Dacă PSD-ul nu rezolvă problema Dragnea, care s-a dovedit clar și a dovedit clar relele intenții, dacă nu se rezolvă în PSD, această criză va continua multă vreme de acum. Și amintesc aici tot discurs președintele care azi a reamintit tema referendumului și a dat asigurări că ea nu a fost abandonată și că imediat ce Parlamentul o va lua în discuție, pentru că asta e procedura, exact, va declanșa procedura de referendum. Asta va pune PSD-ul și mai mare presiune PSD, pentru că un referendum înseamnă o decizie populară. Iar o decizie populară pe tema anticorupție, mă tem că PSD-ul o va pierde. Exercițiu de imaginație. Ce ar putea face exact PSD? Să renunțe la Liviu Dragnea? Să renunțe la acest guvern și să pună alt guvern, dar tot cu Liviu Dragnea? Din punctul meu de vedere, soluția optimă și pentru, să zicem, sensibilitățile lui Dragnea și pentru imaginea PSD și pentru România și pentru opoziție și pentru ce vreți dumneavoastră, este ca domnul Dragnea să formeze alt guvern, dar nu alt guvern pur și simplu, ci un guvern format din oameni dincolo de orice suspiciune. Ce avem acum în guvern este dezastru la nivel de miniștri. Este dezastru, este cel mai dezastruos guvern din istoria României, din 90 încoace. O spun fără niciun fel de nuanță, cel mai dezastruos. Să vină cu un guvern care să arate opusul acestuia de acum. Cu un prim-ministru bărbat, nu bărbat în ghilimele. Nu Grindeanu. Nu Grindeanu. Competent și cinstit. Nu zic că domnul Grindeanu este cinstit, dar este cârpă acolo. Cu un prim-ministru bărbat, cum am zis, și cu miniștrii competenți și curați. Ar fi singura soluție în care strada n-ar mai avea motiv să protesteze. Să protesteze. Ar fi singurul mod în care PSD-ul ar rămâne unit și ar fi singurul mod prin care Liviu Dragnea și-ar asigura continuitatea la vârful PSD și și-ar mai spăla din imagine. Asta ar însemna că Liviu Dragnea ar trebui să renunțe la ce a spus imediat după numirea lui Sorin Grindeanu, și anume că am numit pe cineva care nu-și va face un pol de putere la Palatul Victoria. Și aici... Da, s-a văzut asta. Și prin numirea inițială a doamnei Sevil, prim-ministru, care a lucrat cu domnul Dragnea la Ministerul Dezvoltării când era ministru. Deci oameni de casă, oameni șterși care nu pot fi... Da. Deci Liviu Dragnea care ar trebui să renunțe la acest principiu. Exact. Acum punem în legătură sau
Rugămintea este să punem în legătură cu declarațiile și poziția vicepreședintelui PSD, Mihai Chirica, în tot acest interval. Să zicem măcar noi Chirica, că văd că toți la București spun Chirica în continuare. Apropo, Chirica, greșeala asta a fost lansată de Dragnea. De Liviu Dragnea, exact. De Liviu Dragnea, acum vreo 2 ani. În momentul în care a nominalizat cineva candidat din partea PSD din la primăria municipiului. Așa i-a rămas numele. Întrebarea care e rolul? Exact. Care e rolul? După părerea mea, în momentul ăsta, domnul Chirica nu are ce face. Este în poziția în care trebuie să aștepte. Evident, eu sunt convins că la nivelul PSD-ului există foarte multe discuții acum. La nivel de lideri, județeni, primari, chiar parlamentari, discuții legate de ce să facem să ieșim din această, să zicem, capcană. Nu discuții legate de cu Dragnea sau fără Dragnea? Ba da, cu Dragnea sau fără Dragnea. La asta mă refer. În acest moment se discută foarte intens. Este o îngrijorare mare. Pentru că dincolo, hai să zicem, de camarila lui Dragnea, pe care și-a format-o după ce a ajuns la putere, care este formată, să ne uităm, Olguța Vasilescu, Codrin Ștefănescu, cei doi chiar solicită excluderea lui Mihai Chirica. Da. Aia nu reprezintă spiritul PSD. Ea reprezintă un spirit, reprezintă o extremă. Cei doi vin din Partidul România Mare. Nu întâmplător vin din Partidul România Mare. Deci PSD la ora actuală face la vârf, face o politică de tip România Mare cu oameni veniți de acolo care nu mai este a PSD-ului. Nu mai este PSD-ul. PSD-ul, orice s-ar spune, la nivel de, să zicem, de mare masă, hai să zicem, clasa de mijloc din PSD, nu se identifică cu Codrin Ștefănescu și cu Olguța Vasilescu. Mihai Chirica are de câștigat după această săptămână în Partidul Social Democrat? El deja a câștigat foarte mult. Deja este văzut, noi din Iași, să zicem, avem multe nuanțe în a judeca lucrurile, apropo de Mihai Chirica. Știm și mult mai multe amănunte. Și mai multe. Dar din afara Iașului, Chirica este văzut ca o mare speranță în PSD. El știe chestia asta. Din păcate, pentru cei care nu știu, Chirica n-are anvergura în care se conducă, să zicem, o grupare, în mod real, o grupare din PSD care să-l dea jos pe Dragnea, să-l schimbe. Nu are această anvergură. El este un pion extrem de important. Întrebarea el este are în cineva? Momentul ăsta este un purtător de mesaj foarte puternic. Are cineva? Pentru că iarăși dar nu are anvergură. Discuție legată de leadership și legată de resursele umane până la urmă. Are. Are. Are, numai că partidul la nivel de imagine a fost acaparat de aceste personaje de care vorbeam, gen Olguța, Codrin Ștefănescu, siniștri. Cel puțin acel Codrin Ștefănescu este sinistru. Fără nicio nuanță, spun. Deci a fost acaparat la nivel de imagine. Noi începem să identificăm PSD-ul, ceea ce este un mare pericol și pentru partid și pentru toată lumea. Și pentru Dragnea și pentru... Ori, asta nu înseamnă că în PSD nu există alternativă. La ce ar trebui să se aștepte cei care au ieșit până acum la proteste și care eventual se mai gândesc să iasă în continuare? Care ar fi temerea principală? Că lupta anticorupție trebuie să continue sau în da. Ce sens? După vremea, protestele vor scădea în intensitate, probabil că în zilele următoare vor duce spre zero. Dar ceea ce e important aici, pentru că, vedeți, s-a trecut odată și cu discursul președintelui și cu retragerea ordonanței. Nici aia nu e clară încă, dar neclaritatea nu e suficientă ca să te țină în priză, în stradă. Exact. Am intrat cumva într-o altă etapă. Odată cu discursul președintelui, care n-a lăsat să se înțeleagă că protestele ar trebui să zicem, da, nu a descurajat protestele, dar în schimb a dat un semnal că discuția acum e în altă parte. E în PSD, de aia a spus lui PSD-ul, a transmis PSD-ul, rezolvați problema guvernării. Are un cuvânt cu alte de spus. Cuvinte, rezolvați între voi în PSD. Are un cuvânt de spus și ALDE aici? ALDE e folosit prin gura domnului Tăricianu, că în special e folosit ca un fel de troll, să zic așa, de virus. Când e descos un mesaj
de ăla care îți ridică, care indignează lumea. Indignează lumea, este iese Nonu Tăriceanu, care de fapt nu se adresează electoratului, decât electoratului PSD-ist din ăla fanatic sau manipulat. Deci face, Tăriceanu face treaba murdară. Din păcate acum prin PSD-ul, așa cum este structurat el la vârf de Dragnea, face cam același lucru. Deci cumva s-au unit. Pavel Lucescu, mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine de la 17:35, o seară cât mai bună!